Bun venit la Ido Twins, un nou vlog azi! Aici facem renovările în basement și cum v-am spus, o să postăm vlogul azi. Și avem acolo un parchet nou, 3 zile la rând, cum am luat parchetul, cum am luat covorul, foarte mișto. Și este un parchet minunat, cum știți. Dacă vreți să vedeți un vlog frumos, soare. Soare, parchetul ăsta al care l-am cumpărat, îl ducem jos. Pe unde vrei să-l duci? Sus? Uite acolo sus, în tavan. Eu nu pot că eu am piciorușul meu, e ok, e bine așa. Adu standul, Vali. Două bucățele micuțe am mai rămas, că am terminat să le facem pe toate. Și începe aia să-l pună. Wow, eu zic că să ce? Păi, începe aia să-l pună. Păi a început. A început deja? Mersi, nu avem voie să-l lătrăm, bine? Oh my god, look at his face. Look at his face. Yeah, nu-i plac zgomotele. Hai ultimul aici. Încă una. Hai că am cărat de meu strâng capacele. Stai. Vamos, încă una. Hercule, hai. Hai mai Vali, hai mai Vali. Du-te mă, măi Vali. Am dat de lucru. Asta trebuie sa-mi fac asa printre, stii? Ce-ai chis? Vali a chis. Nu, n-am vrut, cu mana. Cu spatele. Asa, folosește-și la care. Cine are țuică? Ce țuică, că ești în timpul orelor de muncă. Și? Ca să pot să lucrez la mine la muncă, trebuie să am o țuiculiță. Vezi? Și când sunt în pauză mică, tot muncesc. Luați-vă un bărbat care muncește 24 de ore. Ah, ok, I guess that's what it is. Întâi pune asta și după aceea o să pună this. Îți minte neamă la Amy like that? Leșin! Și pune mâna pe bani. Pune mâna pe bani aici. La unul, nu, pe, cum se cheamă aia? Briefcase, nu știu cum se pune. Servietă. Da, nu-i servietă. A, deci, papăniță, nu papliță. Papăniță, așa. S-a uitat la bani și a alucinat de doi. Cum era? O chema Stella Popescu? Stella Popescu, da. Mamă. Vrea să ia bani din paponiță. Păi că mulți bani are acolo. Auleu. Mama, eu am o întrebare, dar de ce Vale este un bețiv? Are vin în camera lui? Nu, tu ai și tu ce ai în camera ta? Ce ai tu în camera? Eu am frigider. Apropo, oameni buni, am cumpărat un frigider retro. Uite, aici băgăm porcul. Alex, stop it. Dar e adevărat. A pus jumate de parchet. A pus jumate, așa arată culoarea albă. Eu zic că se potrivește mai bine cu totul decât mai închis. Scoate în evidență mai mult camera asta mare, deci eu zic că albul este minunat și ce să zic, cred că o să termine mâine. Trebuie să mutăm toate astea la loc. Am avut treabă, nu pot să spun că am stat și n-am făcut nimica. Să vă arătăm exact cum o să fie totul. When it is done. M-am aici acolo. Am luat și frigiderul ăsta, uite ăsta aici. Ăla de acolo. Îl punem în colț. Cred că o să fie bine acolo în colț. Hai să mai get a closer look. Mama, Ida, ce crezi de frigiderul așa în colț? Îți place? Nu știu cum să aranjăm mobila. I don't know, we have to see. Asta știi că îmi place ăsta retro. Îmi place. Yeah, this is very nice. Ce putem face acum e să mutăm cauciul ăsta maro înapoi aici unde trebuie să fie, pentru că mâine o să înceapă să facă partea cealaltă, partea asta, so why not? Vali este la sală, eu mai o zi, adică am făcut pauză cu piciorul care a fost o întorsă mică și mă durea și nu puteam scala pe el și ne-am relaxat, a fost frumos. Și ne recuperăm, ușurel ne recuperăm, că noi suntem forți aici, noi nu... Nu stăm răniți, știi ce zic? Trebuie să te întoarce cumva. Păi nu, ridică. Să nu dai drumul, că-ți capă de picioare. Eu sunt cu... așa, ia. Poți?
Lui transpiră. Piciorul puțin, acum piciorul e mai bine, de asta. Și transpiră mâna pe piele. Mai lasă-l jos. Da. Ok, ok. 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 Acest castan și brad, nu l-ați întors cum trebuie. Dacă era întors invers, mă ne purcă tare treaba asta. Nu, da, știi cum e? Îl ducem în partea cealaltă și îl întoarcem. A gros. Da. Ok. Du-te tu. Du-te tu. Vezi că noi suntem deștepți. Stan și Bran, foarte deștept. Stan și Bran, ia-l pe scări. Ok. Gata. Bravo, bravo. Dar trebuie să facem cumva să se deschide și frigiderul bine. Ce ai zis? Da, hai, e un pic cam, trebuie să ne întoarcem un pic mai așa. Pic mai așa. Nu, nu, mai încolo. Mai? Da. This way. Hai să vedem. Ok, perfect. Deci dacă era drept, era la 90 de grade, da. Normal, era ok că îl punem așa, dar avem la 45 de grade, la 45, vezi? Așa cum fac? Nu, trebuie să fie. Așa vrei să ținem, dar... Nu, că peretele e 45 să fie așa cum e peretele, nu? Nu arată bine așa, nu știu. Nu arată bine. Nu arată bine, nu arată bine. Așa, e 45 până la 45. Trebuie să... E ok așa. Îl ducem înapoi. Ori ducem frigiderul înapoi, ori stricăm peretele. Una din două. Eu zic că... Na. Poți să am și eu o bere de acolo? Nu că e gol. Aoleu. Și eu aici fac live-ul meu de dimineață, de zi de dimineață frumoasă acolo, în păticul ăla. Acum sunt niște oameni la noi acasă și pune parchetul în basement și am venit cu tata Ido. Aici, bun, tata Ido. Și cu mama Ido. Să găsim aici un covor. Un covor în basement. Să-l punem acolo. Că la un cap pe cel vechi. Care se pervenești tu la noapte. Când dormi pe jos. Când dormi pe jos. Deci trebuie să fie foarte moale. Dar mama Ido, dacă nu este moale, covorul mă supăr. Bună, bună. Uite ce loc mare e acolo. Unde? Du-te dincolo. Asta e bun, nu? Asta e foarte bun. E foarte mare și asta. Nu știu ce mi-am luat pantaloni lungi, pentru că e foarte cald. Ți-am zis. Am plecat în grabă, că mama Ido a avut... Și aveai pantalonii beige scurți pe scaun la tine, cam. Hai. Gata, ready, numai să iei pe tine. Vezi cum e. E mare loc. Gata. Am ajuns aici în Costco. Costco este un magazin ca un fel de Metro în România. Are de toate aici. Foarte mișto. Oh. Covoare. Cum mama Ido? Tot. Oh, asta e faine. Hai să vedem. O să aleg eu să fie valido care alege aici un covor foarte, foarte mișto. Ce culoare vreți? What about this one? Ăsta alb. E prea mare la... Dar nu-i foarte mare, uite cât, cum e. Păi nu, dar e cum avem noi, e din ăla... E la mare. Tata Ido l-a scos. Nu, nu-mi place ăsta, e prea bătrânește. Uite aici. Nu-mi place. Nici mie nu-mi place. No. Mama Ido, am găsut că ai stil. Pentru basement, așa cu albastru, ia scoate. Cu albastru și cu... Asta n-ar fi urât, uite. Dar avem ceva cu albastru. Sincer, dacă nu tot luăm, eu zic că ăsta e cel mai frumos. Uite. Și avem și în basement din alea pufoase, the rugs, care tot culorile astea sunt. Asta e mai modern, așa, forma. Păi basement-ul e modern, nu vezi ceva foarte busy. Da, busy. Nu așa de... Eu zic ăla e cel mai... Ia pune pe jos. Stai. Așa. Ce ziceți?
Cine e mai înalt? Mamaido. Ăsta e 124. Am stat să ne uităm și până acum ne-am gândit că băiam pe ăsta. Nu te uite, ce astea sunt modele? Dar ce se întâmplă cu ăsta este că dacă te uiți aici, nu mai au. Deci, trebuie să te uiți dacă mai au aici unul. Și ăsta a fost frumos. Ăsta, care vine la modelul ăsta. Eu zic că ăsta merge cel mai bine. Care, dacă stăm să ne uităm, este modelul ăsta. La Costco mereu îți dă mâncare, poți să duci să-ți iei, gratis. Și mi-am luat aici cu proteină, 12 grade de proteină, 3 albușuri, 14 nuci și 2 dates. Asta nu știu cum să spune în românește. A, tata Ido, cum se spune la dates în românește? Curmale? Curmale, da, curmale. Nu, curmale, cred că curmale. Curmale, nu? Cred că curmale. Poți să-mi luăm asta? Nu pe asta cu ciocolată. Tu glumești, nu? Păi, iau aici. Tu știi câte calorii are și n-are nici proteină, nimic. Numai asta calorii. Asta-s pentru mine și îți dau și ție una. Hai, pune-le jos că nu mâncăm noi, alea sunt o travă. Stai. Mamă, ce mare de-astea, sunt doar ciocolată. Bine, stau cu asta și mănânc asta. Hai că pieptul de pui e mai bun, hai. Cum a piept de pui? Hai. A trimis tata Ido să iau și un bagel. Adică am vrut eu să iau un bagel. Pentru că... Dar unde sunt bagelurile? Oh, am văzut cu prânză. Bagel cu prânză. Am găsit aici cele mai bune bagel-uri cu prânză. Hai să luăm asta. Oh, cheddar și jalapeno. Jalapeno și cu prânză. Astea. Hai. Bă, tata Ido. Oh, torturi. Ce bune. Bine, hai, mergem acasă. Tata Ido, stop. Până să cumpărăm aia? Bineînțeles, hai. Hai. Cât costă? Nu văd, cât e? Dar vrei să o ții pentru copiii tăi? Da, o iau, mă joc eu cu ea 10 ani și pe aia o dau la copiii mei. A, tu vrei să mai joci cu ea? Da. Mamă, ce mișto e, uite. Poți să o ai la tine în spate, cum să nu o iei? Eu o vreau. S-a liniștit cu covoarele. N-a găsit ce-i place. Acum probează pantalon, dacă trebuie să ia ceva. Dacă nu ia covoar, ia pantalon. S-a dus să mi-l aducă. S-a dus acum să vadă mâncare. Da, și dacă nu, dacă nu are mâine dimineață. Normal că te găsim la haine. Păi nu ai spus că noi trebuie să pregătim casa în seara asta? Tata, ia și tu ultima mușcă. Acolo cu galben, dar dacă nu vă place. Du-te și ia și eu. Luăm încă una din asta. Bine, bine. O să vă plac? Da, du-te-te un plic. Eu nu înțeleg. Te lasă să alegi o una din aia mică sau una întreagă. Cine nu aș lua una întreagă? A luat? Mănâncă tu. E cu proteine multe. Cu ce are? Hai să-ți arăt. Ai luat, Alex, aveți? Ei. Nu, da. Întâi dacă aveți pentru Alex. Are 3 ouă albe. Galbenușu, nu, albușu. 3 egg white. 14 albușu. Peanuts. 2 dates. Și no bullshit. Bune. Nu? No BS? No BS, no bullshit. Hai mă, Gigi, mă, ce am? Da, dar nici nu pot să scaneze una. Hai mă, Gigi, că se desface. N-are barcode, n-are barcode. N-are? Nici măcar nu pot să scaneze una. N-are barcode? Nici măcar nu pot să scaneze. Pensa că e gratis, pensa să luăm. This is free? It doesn't have barcode. It's free. No, they're not. But you need two of them. So they're mixed and matched for the two. Să mai aruncă pâine, că ne-au zis că trebuie să luăm două pâini. Pentru că numai să vând în două bucăți. Și i-am zis, dar nu pot să mânc așa de multe pâine. Și a zis, poți să le îngheți? Și noi am zis, am glumit. Acum lucrurile pe că trebuie să plătim. Pâine. Am luat pâinea, hai, să o luăm aici. Să o ducem la caserie.
Mati. Păi se poate, uite, ne-am împăcat repede în 2 secunde să venim. Păi eu vin direct la muncă. Știi, Alex e pe live acum și între timp eu am venit să găsim un covor. Sper să ni-l poate da jos, de acolo sus, că mai au câteva în stoc. Și azi că ori acum, ori diseară la 8:30 trebuie să venim înapoi aici să luăm covorul. A, bună, am luat pâinea. Mama, nu, că nu mai dă. Nu mai poți? Mai iau eu o bușcă. Am 3 ca tot? 3. Mi s-au lichit ăsta de dinți. Și mie. Mi-a pas odată. 1, 2. Ce scrie? Atât? 3, 3, ia. Vai ce probabil. Am luat și o pizza să gustăm. Pizza, ok. Ce bine că am 2 băieți. Dacă nu plătești unul. Stai. Ce-am plătit? Așa să duc banii. 1, 2, plop și gata. Apar femeile să duc banii. Dispare femeile, apar banii. Nu, stai, apar femeile. Nu, nu. Apar banii, apar femeile. Apar femeile, dispar banii. Dispar banii, dispar femeile. Dispar banii, apar cartofi și pizza. Iar apar femeile. Dar nu o să putem că tata, ia și pizza, 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 pizza. Oh, ho, ho, mersi. Hai, poți un cartof. Tata, ai dat un de cartof. Valentin, nu-i dă. Nu-mi dați? Nu. Asta mic? Da, la mic. Ce rău ești. Stai să arunc asta. Vezi ce rău e, tata, Ido? Mamă, ce bine arată pizza. Îmi dai și mie? Sunt fierbinți, a? Nu sunt buni? Mama, Ido, cum sunt cartofii? Foarte buni. De calorii. Contează caloriile când ești fericit. Exact. Și mie s-au lipit de dinți. Acum avem proteine. Stăm aici. Ha? Uite cum s-a cu cioculețul. Enjoy the rest of your day. Am ce bine arată pizza asta, uite. Thank you. You're welcome. Have a good day. Mai vreau un cartof. Când mai merge la cartof. Stau și mâncă la mașină? Nu fac cum mai întâmplă. De ce nu mâncați acasă? Aici e cea mai bun. Cu niște salată și cu niște carne. Cartofii. Mâncați în parcare din portbagaj. Cartofii că sunt fresh și cei mai buni. No, hai. Haide. Ce faci, Daido? Bine, aștept să ajung acasă. Și eu la fel. E foarte cald. E foarte cald. Nu știu ce mi-am luat pantaloni lungi. Eu când am văzut și ai pantaloni lungi, ți-l-am de mână. Abia aștept să mănânc pizza aia. Am luat așa pe ultima secundă, dar bine că am luat-o. E poftă. Tata Ido, îți dau și ție o... Veniți voi fără mine la 8:30. Trebuie să venim iar la 8:30 să luăm covorul, pentru că nu puteam să-l dea jos acum, pentru că sunt oameni acum în magazin și îl dau numai seara când închid. Mama Ido, ce ne să faci? Să ajungeți pe la 8:25. Și... tata Ido, dacă ești cu minte, îți dau și eu un slice din pizza mea. Ești bucuros? Nu mănânc pizza. O să mănânc... carne cu cartofi și cu salată. Îi dau pizza de la mine, pentru că-s pe ea bun. Știu că vreau. A venit dragul, adică covorul. Mama Ido l-a adus cu tata Ido. Mama Ido, zâmbește. Ce-a venit? Mama Alex, ce sexy ești. Vreau să am și eu țâțele tale. Covorul. Unde mergi? Covorul. Mergeți la James? Da. Ce să facem? O, și probabil să de la un film. Ce zici, îți place Valica cu tine? Păi, o, ăsta e. Nu, nu, nu. Tocmai asta e. Dacă nu-i pun, trebuie să-l ducă, să-l putem duce înapoi. Trage-l așa frumos. Nu, nu, trage-l ăla frumos. Hai, Alex, trage, trage. Dar nu poți să tragi, nu e. Ba da. Hai, Alex, parcă faci altceva. Hai, Alex. Hai. Și tu, rândul tău imediat. Hai, scoate-o. This shit is hard.
Hai cu amândouă mâini. Nu știi că e mare. Auzi, dar dacă, Roxy, dacă noi îl dezlipim pe ăsta, n-are nimic. Dar și până cum îl dupe? Cu scuipa. He's broken, he's broken. Hold this, Alex. Then you're breaking it. Do I just rip it off, then? No, not it. Like this, you might want your pick, want your pick. Just like that, it's like, that's it. It's a chino, I know. Chino. Ce l-a rupt? Uite cum l-a rupt, cum nu l-a rupt, uite cum l-a rupt. Cata l-a rupt, sunt skinny. Dă-mi coace, Vali, că l-a rupt deja. Nu l-a rupt, Vali l-a rupt. Eu, tu l-a rupt. Vali l-a rupt. Vali l-a rupt. Că tu știi, tata, nu, nu e foarte... Vali l-a rupt. Tata nu are niciun pic de răbdare în viață. Dar-ți plac culorile. La. Vali, vezi, vezi. E cea mai tare. Aici. Stai să... Ne revedem, uite aici, ce frumusețe de parchet! Mâine trebuie. Mi l-am pus cu picioare. Mama, tu-l tragi! Stai că nu-mi trage mâine! Mama, Rita, am crezut că ești deșteaptă! Nu sunt deșteaptă! Te rog pe tine să fii deșteaptă! Mama, ai crescut un nesuferit! Ale! Wow, Leo. Vreau să luăm două, dacă puneți acolo. Foarte exact. Hai să punem sub picioare. Că n-ai putut și nu crezi. Sub picioare, sub picioare la Alex. I-am venit cu asta. Acolo. Îți place, Alex? Ia, adică albul arată foarte bine. A venit acolo. Ce foame? Foame. Asta e frigiderul nou, da. Retro. N-a venit Mica. Avem un pepene. Pepene. Hai să încercăm să fim ciudat. Puteți să mâncăm? După sala. După sala. Dar bagă-l înăuntru. Ok. Păi da. De ce îl întoarceți? Să vedem cum arată. Că nu mai place. Uite, și acolo e mai închis. Era prea deschisă bucata. Să lasă-l acolo. Sick. I really like everything. Am mai venit un pic de parchet. Încă 10 bucăți am mai venit. Pentru că a fost un pic tactat și n-au avut chiar atunci, de asta n-au primit la pachetul, dar am mai venit și o să-l termin acum. Mama Ido, ce ai făcut? Am făcut salată, bâf, ciorbă de burtă, supă. Mama Ido, ești hainică. Acum trebuie să ne ajutați un pic. A zis Alex că taie iarba. Sau tai eu. Ce frumos, îmi place, totul e foarte wow și covor nou. Parchet nou, a terminat parchetul azi. Uite, e alb, totul alb. Ce frumos. Și e matte. It's matte finish. Exact cum ați văzut în celălalt vlog. What are you doing, step hardwood? Yeah. Hai să venim jos, să vedem cum arată basement-ul a la final, a la Ido Twin, a la mama, tata, Alex, Vali, Ido. Nu sunt pijamale. Adică pot fi și pijamale și altele. Ce faceți? Discutăm. După zi de muncă, discutăm. Super, îmi place mult. Mamă, ce? Zici că asta e casa noastră? Wow. Ți-a plăcut ciorba de burtă, mamă? Foarte bun ciorba de burtă. Oh my God. This is something... Wow. Și cu frigiderul roșu ne... Am băgat pe cușorul. Nu deschide! Nu, fuge focul. Fuge focul, se greu să stă pică dacă... Nu deschide, chiar! Mâine când îl scoate. I love this new thing, it's beautiful. Adică face casa să se lumineze. Se deschidă. Cine vine? Valido, ce crezi de basement? Mamă, ce frumos! Varia, dacă ți-e poftă de ceva, de mâncare, deschide frigiderul roșu. Nu deschide! Păi eu cu tata Ido l-am pus, okay. Eu știu că e acolo. Nu mă regul! Ce e regulat? Okay. Uite porcul Ido în pat, vezi? Porcul Ido. Nu mă regulă! Alex, ia vino încoace. Ia vino tu cu mine, ia vino încoace. Singurul loc. Yes, ma'am! Unde pot să mă... Yes, ma'am! Singurul
loc. Yes, ma'am. Singurul loc. Acolo, pe astea, poți să-ți arunci hainele. Atât. Dacă văd... Unde? Pe aia. Acolo? Da. Ok. E perfect. Singur, dacă și văd... Unde? Dacă și unde poți să arunci? Dar și chiloței, și chiloții, totul îi arunci acolo. Și șosetuțele, mudare. Dacă văd pe jos. Okay. Okay. Să nu zici de ce sunt supărat. Bine, dar acum hai să venim și la Vali. Hai să un eluar, un closet, right, am zis. Ați fost cu Maxi la plimbare? Da. Da? Da, hai. Hai, Vali, hai să vedem ce la tine, cabrio. Căsuța noastră! Oi, uite, wow! Uite aici! Așternutul noi pentru Vali. Mm. Ce fetiță aducem aici, tu! Rupem patul din nou! Se pare că n-am învățat. Uite acolo! Din prima dată! Acolo! Ce scăune la? Dacă văd haine altundeva sau ciorap pe jos... Big trouble! Big trouble! Big trouble! Să n-avem discuții! Să n-avem nicio discuție! Mama, uite, ne certăm de mâine! Și baie după ce v-ați spălat pe dinți, periuța... Ce bine că nu mai trebuie să mergem un șlap pe jos. Deci îmi place foarte mult parchetul, parcă e altă casă. Ia pune piciorul pe asta. Oh, și ăsta e nou! Mă, I love how it's white. Wow! Îmi dă un vibe așa de o cabană, știi? Cabin vibes, o cabană, nu știu, e foarte frumos. Uite, Alex. Love it. Uite contrastul între masa de ping-pong, de biliard și jos acum. Oh, și uite cum a făcut aici, îmi place foarte mult. Uite, sala, vezi, au numai 3. Ah, that's... E o idee bună. Hai să combini ai, Vali. Ce frumos, și altă pătura. Totul este nou, super. Asta îmi place foarte mult. O să comand ceva la Amazon, a sign here, like a retro sign, nu știu, așa. Da, basta, I wanna put more tablouri aici în jos. Aici, o să punem tablourile lui mama Cati. Bunica? Nu acolo, în nișă. Acolo? Am spus că le-ai băi aici. Nu, că ce stau pentru că okay. Le dăm jos. Atunci aici. Acolo facem bucol și le punem cu super mișto. Și îmi place foarte mult ăsta. Da, trebuie să fac luăm ceva. Nu deschide. Nu deschide, e ca de porcul. Știi ce e în frigiderul ăla acum? Ce? Porcul și tort. Și totul. Am încăput amândouă? Nu, totul e sus, că dacă cade porcul să nu cade și totul. Asta vreau să zic, dacă își bagă porcul botul. Nu, că l-am băgat pe porcul botul jos. E cu picioarele. O, și asta a spus aici. Adică își bagă coada în torc. A, ați schimbat, ați spus ăsta acolo. Dar mi se pare mai, nu știu, parcă e altă casă, cum am zis, mai ca o cabană, nu știu, e super, ca o cabană. Ce cabană? Cabin vibes, nu știu, this is... Păi așa o să arate. Să vedem. Nu știu, I really like it though. Îmi place foarte mult covorul alb cu alb, că până acum aveam negru cu negru, mai alb cu alb. Uite, amândoi și-a pus picioarele acolo. Ce? Poate încerc să țineți. Uite, pe covor. Ah, da. Spani. Da, te-ai făcut unghiile. Da. White toenails, Alex, you know? Nice white toenails. Guys, un basement minunat am făcut, sper că vă place și vouă, dați în comentarii jos dacă vă place și dacă vă place și dacă nu vă place, vă bat și nu dormiți. Și acum uitați-vă la montajul ăsta de 2 minute cu basement-ul.
Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, Liniuță Twins pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Scrieți în comentarii ce să mai facem și nu uitați că vrem să ajungem la 100.000 pe YouTube și suntem aproape și la 70.000 pe Instagram la Ido, Liniuță Twins. Hai cu un follow la Instagram, acolo postăm foarte multe chestii. Avem foarte puțin, o să mai postăm, mai avem încă una cu părinții, când au făcut 25 de ani. Deci, cum spunem noi de obicei, Valentin, Ido Twins In sau Ido Twins Out? Păi oameni frumoși, deja a fost Ido Twins In. Atunci, Ido Twins Out!